Criza politică provocată de numirea procurorului general continuă. Astăzi, formațiunile politice în acest sens au făcut declarații și propuneri. Premierul Maia Sandu a propus să-și asume angajamentul public să nu expedieze lista scurtă de candidați către Consiliul Superior al Procuraturii înainte de a primi avizul Comisiei de la Veneția asupra legii. Republica Moldova are nevoie de justiție funcțională. Din păcate, nu toți politicienii din Republica Moldova își doresc această justiție funcțională. O justiție adevărată, în care cetățenii să aibă încredere și care lucrează doar pentru cetățeni. Acest lucru este imposibil cu un procuror general care are probleme de integritate și asupra căruia planează riscul de a îndeplini comenzi politice. Vrem să asigurăm numirea unui procuror integru în contextul politic actual. Și acest lucru nu este deloc ușor. La 6 noiembrie, guvernul și-a angajat răspunderea pentru o lege care vizează schimbarea modalității de preselectare a candidaților la funcția de procuror general. Este singura soluție posibilă pentru a evita riscul numirii unui procuror general cu probleme de integritate pentru următorii 7 ani. Mecanismul nou prevede răspunderea prim-ministrului pentru preselectarea candidaților. Acest mecanism este similar procedurii votate în Parlament în luna septembrie cu susținerea fracțiunii socialiștilor. Atunci, socialiștii au aprobat preselecția candidaților de către Ministerul Justiției. Acum se opun preselectării de către prim-ministru. Suspectă decizie. În mai multe state, cu democrații dezvoltate și funcționale, executivul participă la selectarea procurorului general. Numirea procurorului de către guvern, la nivelul premierului sau al ministrului justiției, este un mecanism folosit în Suedia, Danemarca, Norvegia, Portugalia, România, Serbia, Franța, Austria și multe alte țări cu stat de drept. Comisia de la Veneția menționează în mai multe opinii publicate că dorința guvernului de a se implica în procesul de selecție a procurorului general este rezonabilă, odată ce combaterea criminalității este crucială pentru buna funcționare a instituțiilor statului. Potrivit Comisiei, selectarea procurorului general trebuie să se facă astfel încât să obțină încrederea publicului, iar implicarea puterii executive și legislative oferă mai multă legitimitate democratică acestui proces. Prin urmare, implicarea guvernului în acest proces este necesară, mai ales în situația în care ne aflăm. Schemele de conspirate zilnic de miniștrii din guvernul pe care îl conduc trebuie stopate, iar cei responsabili pedepsiți. Asta se poate face doar cu un procuror general profesionist în care să aibă încredere toți cetățenii. Eu am datoria în fața oamenilor să mă asigur că următorul procuror desemnat de CSP va fi independent în acțiunile sale. Chiar dacă prim-ministrul va preselecta candidații, decizia finală aparține CSP și președintelui țării. Suntem acum în impas politic. Pentru continuarea reformelor începute de guvern, credem că este important ca actualul cabinet de miniștri să rămână în funcție. Dacă declarațiile PSRM cu privire la dorința de a menține majoritatea parlamentară și acest guvern sunt adevărate, vin cu o propunere pentru a ieși din acest impas. După intrarea legii în vigoare, pentru a activa mecanismul nou de preselectare a candidaților și retragerea moțiunii de cenzură, noi vom expedia legea pentru care ne-am asumat răspunderea spre expertizare Comisiei de la Veneția. Îmi asum angajamentul public să nu expediez lista scurtă de candidați către CSP înainte de a primi avizul Comisiei de la Veneția asupra acestei legi. Astfel, guvernul va putea să-și continue activitatea. Sarcina mea este să întorc oamenilor încrederea că în Moldova se poate face dreptate
și voi lucra în continuare pentru acest obiectiv. Deputatul socialist Vasile Bole a declarat la un briefing de presă că dacă nu va fi retras proiectul legii cu privire la procuratură, la următoarea ședință Parlamentului va fi examinată moțiune de cenzură depusă de către socialiști în data de 8 noiembrie. La ora 13:00 s-a întâlnit în ședință fracțiunea Partidului Socialiștilor. S-au discutat ultimele evenimente și venim cu următoarea poziție. În cadrul ședinței fracțiunii, Partidul Socialiștilor, fracțiunea Partidului Socialiștilor în Parlament, reiterează aceeași idee care a lansat-o săptămâna trecută. Unica ieșire din acea criză politică care a fost provocată de doamna Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Moldova, este să-și retragă proiectul de asumare a răspunderii. În caz contrar, la următoarea ședință, când va fi ea, a Parlamentului, se va dezbate moțiunea de cenzură depusă de către Partidul Socialiștilor. Noi am văzut și am examinat acea propunere care a venit doamna Maia Sandu astăzi. Faptul că dumneavoastră a venit cu această propunere prin care solicită ca noi să ne retragem moțiunea de cenzură și ea se angajează să nu propună lista scurtă de candidați la funcția de procuror general, să expedieze proiectul, dar cel mai bine vorbind, legea la Comisia de la Veneția, vorbește despre un singur fapt. Că nu a existat nicio urgență în vederea asumării răspunderii Guvernului pe proiectul de modificare a legii Procuraturii. Și Constituția țării, și mai multe hotărâri ale Curții Constituționale vorbesc despre un singur lucru. Această procedură de angajare a răspunderii Guvernului față de un proiect de lege are la baza sa maximă celeritate și urgența pentru luarea unor decizii atunci când există unele situații in extremis. Faptul că doamna Maia Sandu a venit cu asemenea propunere astăzi arată încă o dată faptul că nu a fost nicio urgență ca guvernul să vină cu asumarea răspunderii. Prima. A doua. Vorbind despre procedurile care sunt în cadrul Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția nu examinează și nu avizează legi care au intrat în vigoare. Comisia de la Veneția examinează proiecte de legi care urmează a fi adoptate de către parlamentele țărilor suverane. În cazul în care ne retragem moțiunea de cenzură, proiectul acesta de lege prin asumarea răspunderii devine lege. Și respectiv, chiar dacă va fi transmis Comisiei de la Veneția pentru a da un aviz, Comisia de la Veneția nu examinează sau nu dă avize pe legi care au intrat în vigoare. Și a treia, doamna Maia Sandu împreună cu întregul guvern mai iau încă timp să decidă asupra retragerii acestui proiect privind asumarea răspunderii. Mai este încă timp și ei pot să uzeze de acest lucru. Eu vă mulțumesc!